liceul nu ce ia de violență verbală. Și al liceul nu ce ia de se încalcă drepturile copilului, copilul nu are voie să-și vadă lucrarea unui profesor, își permit să nu prezinte lucrarea după ce copilul nu are voie să conteste lucrarea după examen. Mă refer la examenul de capacitate. Profesorii nu au dreptul la opinie. Și, de fapt, este o mică lucrare și o mică colaborare între membrii administrației și colectivul de profesori. Ne impresionează în mod deosebit sintagma domnului ministru Jleactițchi, învățământ de calitate, sau acum trebuie să fim preocupați de calitatea învățământului. Și învățământul trebuie să fie moral. Vrem să credem că optimizarea în învățământ nu începe prin lichidarea liceului Mircea Eliade, pentru că au fost nenumărate sesizări, reclamații, toți ne-au ascultat, inițial chiar erau dispuși să ne ajute, însă după plecarea doamnei în concilii interminabile, situația s-a schimbat și toți ne cheamă la conciliere, la dacă vă lovește pe un obraz, acceptați să vă lovească și pe celălalt obraz. Și ca în final să ne spună dacă nu ne liniștim sau ne împăcăm sau se lichidează liceul Mircea Eliade. Peste tot mi s-au spus că nu există cadru legal. Când am întrebat de dreptul moral, pentru că un profesor mai trebuie să aibă dreptul moral să stea în fața elevilor, un director trebuie să aibă dreptul moral să stea în fața unui colectiv de profesori, membrii ai Direcției Generale de Învățământ ai Ministerului susțin că nu există cadru legal pentru violență psihologică în două instituții de învățământ. Nu există cadru legal pentru maltratare, pentru încălcarea legilor bunei cuvinte. Și atunci ne întrebăm care minister ar trebui să se preocupe de moral în societatea noastră. În final vreau doar să citesc din Imposibilă educația domnului Slav. Cauza eșecurilor noastre vine din legea morală din noastră. Mulțumesc! S-a început o campanie de expulzare programată, de ostracizare, de intimidare. Metodele erau foarte simple. Te lăsa fără cabinet, fără diligenție, fără ore, ți se aranjau scrisori cu semnături false sau impuse și în acest fel, aproape la 40 de profesori s-au creat condiții să plece, să-și alunge în cap sau să fie obligați să plece. Dar, de fapt, rămând o sintagmă din Bogdăveț și Guașdeu, cumva peste 3 ani în urmă, când la un consiliu, moment când venise rândul la doi profesori rămași ultimii pe listă, iar acești profesori s-au dedicat și au spus adevărurile, au dat cărțile pe față, evident, au luat curaj majoritatea profesorilor din colectiv și au spus lucrurilor pe nume. Și s-a început ceea ce, de fapt, începuse de 15 ani. Deci s-a continuat tradiția cu dosare aproape staliniste, cu încălcări inventate, cu intimidări, cu sudalme pentru a fi mai convingătoare și multe altele. După o fugă olimpică de aproape o an și jumătate de certificate de boală, Dumnezeu are acum o activitate de bază, o amplă campanie de răzbunare prin cele mai josnice metode, dintre care seama enumera intimidare, etichetare, discreditarea profesorilor în fața părinților și a elevilor, nedorința de a semna contractul colectiv de muncă, noi majoritatea fiind și membrii sindicatului, mutilarea voită a situației de prin catalage, prin inserarea unor note străine ca să demonstreze că odată la 20 de ani doar doi profesori nu pot face medie matematică alături de calculatoare performante cu 4 elevi. În felul acesta, profesorii respectivi, fiind și exigenți în același timp, au început să fie calificați drept sperietori. Nu veniți în clasa 10 să nu vă înveți postolache, nu veniți între a 5-a când la lache în teroare, nu vă duceți dincolo, profesorii în ce nu mai vor să lucreze, luați-vă copii și duceți în altă parte. În urma invitației domnului ministru Bujor, care a venit în colectiv cu 70 de plângeri, așa o mapă, din partea părinților, ne-a ascultat foarte atent, s-a îngrozit, ba mai mult ca atât, a recunoscut în fața tuturor că o astfel de persoană nu trebuie să stea în fruntea unui liceu, cu atât mai mult a unui liceu de elită.
Dar pentru a confirma toate cele spuse de noi, dumnealui a creat o comisie din partea Ministerului care a verificat minuțios activitatea Liceului Mircea Eliade. S-au găsit multiple angajări ilegale, de asemenea grave încălcări la repartizarea cercurilor și funcționarea acestora doar pe hârtie. Cercurile erau alcătuite din 11-15 copii, adesea unii și aceiași copii erau prezenți în două cercuri, activitatea cărora se petrecea în același timp. A fost prezent și un elev care de obște nu era de la noi din liceu în listă. Și vreau să vă spun că aceste cercuri cereau o voință și un sacrificiu din partea copiilor. Să-l pui pe un elev să reziste între 8 și 18 ore săptămânal de cerc, eu cred că nu ar fi omenește din partea copilului. Orele de cerc erau fixate de la între 3 și 6 ore. După 6 ore din program, care copil ar rezista aceasta? Spuneți-mi, vă rog. S-au mai depistat încălcări grave la uzul de fals în eliberarea actelor unor copii. Așa, exemple aș vrea să citez notarea unor elevi care se întorceau din străinătate fără a susține examenele de diferență la întoarcerea înapoi pentru studierea în liceu Mircea Eliade. Fără consultație cu profesorii, notele erau puse automat și când întrebai, erai intimidat și te simțeai foarte, foarte incomod. Ministerul Educației a penalizat-o pe doamnă cu o mustrare aspră. Dar și aceasta a fost anulată prin decizia judecății. Încălcările doamnei țin mai mult de codul penal. De aceea, profităm de situație și ne adresăm încă o dată Procuraturii și Justiției Republicii noastre să urgenteze cazul cercetării dosarului Elvira Greu, care s-a deschis pe data de 9 septembrie anul 2010, și să-l ducă la bun sfârșit pentru a restabili liniștea și pacea în liceul Mircea Eliade. Dacă tot spuneți că s-au depistat atâtea încălcări și ea totuși n-a fost trasă. Noi credem că domnia ei este protejată de mai sus. De ce? Doamne, e greu de spus. Fiindcă la liceul Mircea Eliade au studiat foarte mulți copii de persoane foarte suspuse. De exemplu. Eu vreau să vă zic că și la ora actuală noi avem absolventul Pântea care termină anul acesta liceul. Și n-aș vrea să-i zic direct, dar bănuim noi că dosarul se tergiversează în bună măsură și grație acestei persoane. Procurorul a orașului Chișinău. A Republicii, da? Scuzați, interimarul. Deci, viceprocurorul Republicii. Ce doriți? Nu trebuie să citiți. Ne spuneți. Alt director, pentru că altfel noi nu vedem soluționarea problemei care este în colectiv. Conflictul este prea profund. Durează deja de perioadă lungă de timp. 3 ani sunt foarte, este tensiune foarte mare. Se simte și asupra copilului și părinții. După cum s-a mai vorbit, noi nu știm care este intenția doamnei Greu. Bănuim că într-adevăr vrea să liquideze liceul Mircea Eliade. Pentru că sunt încurajați copiii și părinții copiilor de la clasele primare ca să-și ia copiii și să plece alt liceu. Avem informații că ei chiar caută alte licee. Pentru ca să treacă clasa întreagă, anul viitor, deci până acum veneau 3 clase de 5-a. Anul acesta vor veni doar 2 clase de 5-a. O clasă întreagă pleacă de la liceu. Și avem informații că bunei caută alte licee pentru ca copiii respectiv să plece. Ei ne intimidează pe noi, ne vorbește că suntem teroriști. Da, chiar ne numește teroriști, așa și ne spune că grupul de teroriști și pleacă copiii noștri la un grup de teroriști. Clasele primare învață în alt loc. Treapta de gimnaziu și liceu, suntem aici, Băgălescu Bodoni.
astăzi, am emoții. Dar care ar fi interesul directoare să lichideze liceul odată ce iese direct? Doamne, eu am vorbit dorința de răzbunare, pentru că Dumnezeu așa și-a promis. Când cineva a întrebat-o, cum ai să lucrezi când atâta lume e împotriva ta? Eu am să le creez condiții în așa fel încât să plece toți pe rând. Răzbunarea e crunită. Adică dumneavoastră rămâneți fără lucru, așa se întâmplă. Adică să pleci Dumnezeu, dar să plecăm și noi. Adică să plecăm, după să fim lăsați fără urmări, să fim puși în situația de a pleca, pentru că nu poate nimeni să trăiască azi cu 1000 de lei salariu, să zicem, cu 5 ore, cu 6 ore, cu 7 ore. Deci au și plecat deja pe parcurs vreo 3-4 din această echipă de protestatari. Cu mătriz nu stă în capul mesei, este evident protejată, pentru că nu poate un șef de departament să spună, nu avem ce-i faci. Ministrul nu putem face nimic pentru că procesul s-a rezolvat. Dar procesul stă în sertar. La procurorul care are copii la noi la liceu. Faceți concluzii. Unde e legea de care vorbește domnul Pelac, care trebuie să stea în capul mesei? Cum învață copilul procurorul? Învață destul de bine. S-a descurcat foarte bine și fără ajutorul vostru. Foarte bine. Lansăm următoarea adresare către Consiliul Superior al Procurorilor, cerând să urgenteze finalizarea cercetării în dosarul penal care a fost intentat în septembrie 2011 pe numele Elvira Greu. Mai avem o adresare către Ministerul Educației cu rugămintea de a se implica în soluționarea conflictului în liceul nostru, care durează deja de perioadă lungă de timp. Ne mai adresăm către părinții, copiii cărora studiază la liceul Mircea Eliade. Dragi părinți, într-un moment foarte important în viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, ați ales să alegeți liceul Mircea Eliade, fapt pentru care vă suntem foarte recunoscători. Vă rugăm să aveți încredere în colectivul profesoral. Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați debusolați. Credeți în bunile noastre intenții de a păstra și a promova adevărate valori. Mai avem o adresare către doamna director, doamna Elvira Grâu. Doamna Grâu, ați declarat de atâtea ori că țineți la acest liceu. Probabil ați înțeles că în așa situație nu se mai poate de continuat și de activat. Vă rugăm foarte mult, faceți un gest. Un gest nobil și plecat și pentru aceasta o să vă fim foarte recunoscători.